Deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetul 8 la 20. Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetul 8 la 20. Să ascultăm acest pasaj biblic. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară, în câmp, și făceau destrajă noaptea în prejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățeșat înaintea lor și slava Domnului a strălucit în prejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți că își vă duc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Și după ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstori au zis unii către alții, Haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce le se spusese despre prunc. Toți cei ce au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvinci și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau în tocmai cum li se spusese Amin. Ocupăm locurile, vă rog. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, permiteți-mi ca în introducerea mesajului meu din această seară să fac două sau trei remarci pe care cu siguranță dumneavoastră le-ați observat în Scriptură, le-ați auzit, poate într-o formă diferită, predicate, explicate, dar care în seara aceasta, dacă le revizuim funcție de sărbătoare, ajunul nașterii Mântuitorului, ne vor vorbi într-o manieră diferită. Când s-a născut Isus Hristos și când a murit Isus Hristos și apoi a înviat din morți, vestea acestor două evenimente majore, cruciale în cosmos și în istoria omului, nașterea și învierea lui din morți. N-a fost adusă de oameni profesioniști. N-a fost explicată de PhDs, oameni cu doctorate. Ce culmea, vestea a fost adusă de cei mai necredibili martori posibili. Păstorii, după cum veți vedea în prezentarea pe care o voi face cu ajutorul Domnului, erau ultimii martori care puteau să vorbească ceva și cineva să-i asculte. Nu-i asculta nimeni. Nu aveau nici un cuvânt în societatea iudaică, nici unul. Și ei sunt cei care aduc cea mai mare veste. S-a întrupat Dumnezeu. Mergeți vă și vedeți să vă de treabă. Voi ne spuneți că s-a întrupat Dumnezeu? Tocmai la voi a venit să să înfățișează și să vă spună. Și apoi, niște femei de ale noastre, culmea zice, niște femei de ale noastre, ne-au spus că l-ar fi văzut și că am via din morți. Dar cine pune preț pe mărturia unei femei? În societatea iudaică femeia nu avea autoritate, nu avea autoritate argumentativă în societate, și nu avea autoritate argumentativă din perspectivă religioasă, nu numai juridic, religios. Datorită faptului că femeia trece mereu prin perioada lunară a ciclului femei, e de multe ori era considerată necurată și evreii considerau că nu știi cu cine stai de vorbă. Și dacă mărturia vine de la o persoană necurată, din punct de vedere al gândirii iudaice, necurată ritual, nu poți să iei în considerație mărturia lor. Și de aceea cei doi ucenici pe drumul Emausului vorbesc, <gângă> ba încă niște femei de ale noastre spun că s-au dus la mormânt și nu l-au găsit acolo și l-ar fi văzut. Niște apostoli s-au dus să vadă, într-adevăr, nu-i la mormânt, da? Cine știe? Cine știe? Dumnezeu are o metodă diferită de a lucra cu oamenii. O metodă diferită. Și am să vă spun metoda lui Dumnezeu în cadrul unui mesaj pe care l-am intitulat Martorul nepotrivit. Martorul nepotrivit. Niște păstori s-au prezentat și au spus: Ne-a vorbit Dumnezeu. Și ne-a spus că vestea aceea care în scriptură, prin profeți, că se naște Mesia, s-a împlinit tocmai în noaptea aceasta sau în ziua de astăzi. Sunt patru lucruri care trebuie să văzute la acești martori. Primul este insignificația lor, neînsemnătatea lor. De ce se folosește Dumnezeu de martori de felul acesta când cel mai mare eveniment din Cosmos are loc sub ochii noștri? Și când lumea este în această stare de așteptare a nașterii lui Mesia. Păstorii erau așa de insignificanți, de însemnați, și aceasta datorită mai multor aspecte. Primul, ei erau considerați necurați ritual fiind păstori, tot timpul trebuiau să calce, nu numai în fruntea oilor, și în urma oilor, și nu era zi să nu calce în bălegar de oaie. Lucrul acesta îi făcea să fie necurați ritual. De aceea, în societatea iudaică era scris, nimeni nu va lua în considerare mărturia unui păstor. Este necurat ritual și nu poate să vorbească Dumnezeu prin el și nu poate să aibă o mărturie curată. Deci odată este starea lor de necurăție rituală. Dar problema cea mai mare a păstorilor, frașii și surori, domnilor și domnilor, în mărturia lor, cea mai mare problemă a lor era faptul că erau considerați păgâni. M-ați auzit bine. Știți de ce? Erau oameni din Iuda și din Israel care nu țineau sabatul niciodată. Cum să țină sabatul? Dacă trebuiau să meargă cu oile la păscut, lucrau. Și în zi de sabat n-ai voie să faci lucrul acesta. Oile trebuie mulse, trebuiau să lucreze, să mulgă oile, mulgă laptele. Lucrau, era împotriva normelor sabatului. Dacă o oaie se agăța în spin, trebuia muncit să o iai de acolo, să o scoți de acolo. Și în societatea iudaică, să ai astfel de martori care nu țin sabatul, Doamne ferește! Doamne ferește! Uitați-vă și astăzi! Sunt evrei care nu sunt religioși, dar trebuie să țină sabatul. Cel puțin, cel puțin cultural. Ei sunt legați de sabat, cultural, căci nu religios. Sunt organizații creștine care își permit să facă multe lucruri extra-biblice, dar sunt bine că țin sabatul. Dumnezeu alege marturi din aceștia insignificanți, nesemnificativi, nepotriviți. Auziți ce spune Dumnezeu în 1 Corinteni 1, de la 25 la 31. Căci nebunia lui Dumnezeu, Dumnezeu este excentric, nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii. Și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai mare decât oamenii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii. Avem și ciobani, nu? Nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Nu așa este bătsocurită și astăzi lucrarea evanghelică, chiar dacă la vremea noastră s-a ridicat lucrarea evanghelică, avem atâția oameni pregătiți, atâția ingineri, atâția doctori, atâția oameni cu studii superioare, totuși suntem considerați pleava societății, mai aia să pocăiesc, ultimii oameni. Asta este considerația față de, de Biserica lui Hristos. Dar ascultați ce spune Dumnezeu mai departe. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, niște ciobani, ca să facă de rușine pe cele înțelepte, pe farisei și pe cărturari. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, niște ciobani, ca să facă de rușine pe cele tari, pe irod. Și Dumnezeu a, a ales lucrurile josnice ale lumii, niște ciobani și niște femei, Și lucrurile disprețuite, ba, încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi, prin el sunteți în Hristos Isus, el a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, pentru ca, după cum este scris, cine se laudă să se laude în Domnul. Deci a ales Domnul lucruri de felul acesta la nașterea Lui niște păstori care n-au niciun cuvânt, la învierea Lui niște femei care n-au niciun cuvânt, știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de proptelile noastre ca să-și dovedească dumnezeirea. Nu are nevoie de universitățile lumii contemporane. Nu că nu sunt, că sunt bune, sunt bune. Sunt bune. Dar nu aceasta îl face pe Dumnezeu, Dumnezeu. Niște oameni care strălucesc în studiile lor. Nu. Martorul de care are nevoie Dumnezeu este un martor credincios. Simplu. Unul care spune, am auzit cuvântul. Și am crezut. Și când spune am crezut, crezul lui, credința lui, în Dumnezeu, în Cuvântul lui Dumnezeu, nimicește toate teoriile celorlalți oameni. După cum se povestea pe vremea când eram adolescent, auzeam povestea aceasta că undeva în Rusia comunistă, de unde au luat și România, pe obiceiurile acestea, mi-aduc aminte de când eram copil. Des i adunat pe oamenii din satul în care m-am născut, așa se făcea peste toate satele și peste toate comunele și la orașe. I-a adunat pe oameni la căminul cultural ca să îi indoctrineze. Și le spunea cât de mare înțelepciune este în Stalin, în Lenin, în comunism. Și cât de mare prostie este să mai creadă oameni în Dumnezeu. Se făceau mereu lecții din acestea cu populația, ca să fie îndoctrinată și scosă de sub putere și autoritatea lui Dumnezeu. Mă duceam și eu la uh, ședințele acestea, pentru că vreau să aud ce se întâmplă acolo. Nu prea ne lăsa pe noi copii, dar ne băgam printre oameni, nu ne mai scotea afară, însă auzeam tot timpul lucrul acesta. Și la o ședință de felul acesta, un propagandist de partid, spunea și tovarăș, trebuie să sprijiniți partidul. Și aceasta era expresia lui, trebuie să sprijiniți partidul. Și la un moment dat un bătrân ridicând în mână și a zis, da, tovarăș. Și a zis, domnișorule, dar de ce te zici, matale, că trebuie să sprijinim partidul? Să clatină? Să clatină. <laughs> Pentru că tot ce este omenesc, și sub înțelepciune omenească pălește în fața nebuniei lui Dumnezeu. Păstori, femei, păgâni. Nu sunt păgâni. Sunt oameni temători de Domnul. Faptul că nu țin sabatul după regula ta sau a mea, asta nu-i face păgâni faptul că nu au obiceiurile din ținutul tău și cultura ta și nu le-au încorporat în credință, cum am făcut noi fiecare din locul lui. Nu, aceasta este și era la începutul bisericii una din expresiile curente, la noi la Cluj nu se face așa, la noi la Timișoara nu se face așa, la noi la Sușeava nu se face așa, la fiecare se face altfel. Dar numai cum trebuie în biserică să nu se facă. Este cum se face la noi. La noi trebuie să se facă după Cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Amin? Și atunci e bine. Atunci este bine. Deci, primul lucru pe care îl luăm în considerare, în mărturia celor care vin să vorbească despre Isus Hristos, cel mai frumos dintre oameni, cel ce s-a născut din fecioara Maria, sămânța femeii. Niște oameni. Insignificanți, nesemnificativi, neînsemnați. Dar al doilea lucru pe care îl putem observa la martori aceștia este, pe lângă insignificația lor, este inteligența lor. Păstori, dar inteligenți, au primit o veste, au înțeles că le-a vorbit un înger al lui Dumnezeu. Și au zis, mergem și cercetăm. Mergem și verificăm. Aici se vede inteligența lor. Deci sunt oameni care ce aud, cercetează. Ce aud, se duc să verifice. În societatea omenească din tot timpul și în cea contemporană este. Uh, ca o plagă lucrul acesta. Intră oamenii pe internet și tot ce aud și iau de pe internet este bun. Și este bine. Cine se gândește să verifice odată vestea aceea? Ați văzut că de în jumătate de an vorbesc prin Harul Domnului la podcastul acesta, Vocea Creștinilor, și după ce prezint tema, o jumătate de oră, 40 de minute, avem întrebări și răspunsuri. Dacă urmăriți cu atenție, una din întrebările care mi se adresează mereu este aceasta. Ce părere am despre noul Mesia care a apărut în Israel? Au citit pe internet că a mai apărut un Mesia. Nu numai în Israel este, este unul în Australia, este unul în Siberia, este unul în Coreea. Știți cum e cu mesii aceștia? Am să vă spun într-o manieră ironică, dar adevărată. În bisericile romano-catolice și în bisericile creștine ortodoxe, care venerează moaștele, rămășițele pământești ale morților, ale sfinților. În bisericile aceștia sunt pretenții, multe biserici, că au oase din măgarul pe care a călătorit Domnul Iisus Hristos. Ce vă spun este o realitate. Au oase pe care, din măgarul pe care au călătorit Domnul Iisus Hristos. S-a făcut o statistică de către Biserica Romano-Catolică, nu de către creștinii evanghelici. Și statistica aceasta spune următorul lucru. Dacă se adună toate oasele, după pretențiile pe care bisericile locale le au, ca să se pună la oaltă să se construiască niște măgari, sunt 167 de măgari. Da. Atâția mesia sunt și astăzi. Atâția măgari oameni despre care Iisus Hristos în vremurile din urmă veți auzi despre ce? Hristos mincinoși. Deci, să nu te sperie internetul, din potrivă, dacă ai citit o veste din aceasta, fi ca și păstorul, inteligent. Inteligent, cercetează. Hai să mergem să vedem, e așa sau nu este așa? Cercetează. Și al doilea lucru pe care îl fac acești păstori, de ce sunt inteligenți, pe lângă faptul că cercetează, sunt oameni de acțiune. Sunt oameni de acțiune. Au lăsat oile, probabil, în grija unui mai tânăr decât ei și au plecat. Și, apropo, faptul că sunt cu oile în câmp, inclusiv noaptea. Nu se întâmplă acțiunea în timpul iernii. Au cântat și corul nostru. Că era iarnă. Nu era iarnă. Iarna nu stă nimeni cu oile în câmp. Iarna stă cu oile în grajd. În câmp se stă cu oile când pasc cu oile. Deci, fenomenul are loc primăvara sau spre mijlocul verii. Când oile sunt în câmp și pasc, atunci păstorii stau cu ele afară. Oameni de acțiune. Imediat s-au pus în acțiune. Nu le-a părut greu că în noapte, nu aveau lumină electrică, nu aveau posibilitățile de călătorit care le avem noi și să, să vadă drumul pe care se duc. Nu aveau, dar au zis Mergem și căutăm oameni de acțiune. Biserica are nevoie de oameni de acțiune în vremea aceasta. Oameni care să nu stea pe margine și tot timpul să zic, îți spun să vedem ce se întâmplă. Și apoi poate că mă apuc și eu de lucru. Dacă vrei să vezi ce se întâmplă, apucă-te de lucru și vezi ce iese din mâna ta, ce iese din planurile tale. Ce iese din ideile tale, din gândurile tale, dar împărtășește-le cu noi. Fii om de acțiune. Fii om de acțiune. Dumnezeu are nevoie de oameni de acțiune și de oameni care cercetează lucrurile. Deci, insignificanți, neînsemnați, dar inteligenți. Al treilea lucru pe care îl vedem în viața acestor păstori este influența lor. Influența lor. Observați ce spune cuvântul Domnului? S-au dus și au găsit pruncul cu părinții sfinți și se vede că evenimentul deja s-a răspândit în jur, pentru că au tot ce spunea și cuvântul lui Dumnezeu. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuseaseră păstorii. Erau mai mulți veniți acolo, probabil, și uimiți cum de n-a găsit familia aceasta un loc la inul de aici, la uh, hotelul sau motelul de aici din uh, Betleem, de -a trebuit să li se oferă locul unde păstorii hrănesc oile și le adăpostesc de furtună. O peșteră, că așa era pe vremea aceea. Peșterile din Iudeia slujeau drept staule, drept locuri unde păstorii adunau oile. Peste noapte și în timpul iernii. Cum se întâmplă lucrul acesta? S-a auzit vestea. A născut o femeie tânără și nimeni n-a primit-o. Și au pus copilul în iesle. Păstorii au zis, păi cum, cum o să-l găsim? Și știți istoria. A spus, iată semnul pe care îl veți avea, că cel pe care îl căutați este de cel despre care vorbim noi. Semnul are două elemente în el. Unu, Copilul acesta va fi într-o iesle. Nu este într-o casă. Deci, asta este un semn. Într-o iesle. Când veți găsi un copil într-o iesle, mergând să cercetați, să știți că el este Mesia. Hmm. Și apoi, când veți vedea acest copil în iesle, el este îmbrăcat, înfășat în scutece. În. Limba greacă, scutecele acestea pe care vorbește, că Maria l-a pus pe pruncul Iisus Hristos, sunt scutece neobișnuite. Sunt identice, ascultați-mă bine ce vă spun acum, identice cu scutecele pe care femeile sfinte le-au folosit când au îmbălsămat trupul Domnului Iisus Hristos. Deci, sunt fâșii de pânză care se foloseau pentru după ce era îmbălsămat mortul și mortul era înfășurat în aceste fâșii de pânză care apoi erau la mort îmbibate în smirnă ca să se încetineze procesul de descompunere. Cu alte cuvinte, îngerii a zis vă dăm două semne. Neobișnuit pentru un om să se nască în grajd. Dacă veți găsi un copil în Iesle, acela este Mesia. Și dacă îl vedeți înfășat în scutece, spre deosebire de toți oamenii care se nasc să trăiască, copilul acesta s-a născut să moră. Asta este semnul. Dar cum? Deja este în fâșii. Deja este pregătit, pentru că el a venit să moară în locul vostru, să moară în locul meu, să moară în locul tău. Și păstorii au venit și au început să povestească dialogul lor cu îngerul. Și lucrul acesta a avut o influență fantastică asupra celor prezenți acolo. Deci influența lor este o, prezență, o influență pentru cei din jur, toți ce i-au auzit s-au mirat de cele ce spuneau păstorii. Mărturia ta, mărturia mea, are vreun impact în jur? Influențează pe cei din jur să-l cunoască mai mult pe Domnul Isus Hristos? Și influența lor nu s-a rezumat doar la cei din jur, influența lor s-a răsfrânt și asupra părinților sfinți. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Le-a pus Maria în inimă pentru că într-o zi s-a repetat lucrul acesta. S-a dus la templu cu pruncul Isus. Și când s-a dus la templu cu pruncul Isus, după 40 de zile, după perioada de acum de curățire, rituală, a venit un profet. A luat copilul în brațe și a spus acest lucru. Inima ta va fi străpunsă de o sabie. Maria a înțeles foarte bine, a făcut asociere cu Fâșiile în care l-a înfășurat pe Iisus Hristos. Și a zis, vai de mine, eu l-am pregătit direct pentru moarte. Și într-o zi moartea lui va lovi inima mea. Va lovi inima mea. Într-o zi va fi pus într-un mormânt, înfășurat, în scutece, în fășii de pânze, că nu sunt scutece, în fășii de pânze. Și lucrul acesta. Spune, va descoperi gândul multor inimi. Este exact ce se întâmplă mereu și mereu. Este exact ce se întâmplă mereu și mereu. Telefon. Alo, familia, da. A, ai auzit ultimul news, ultima veste? Nu, care? Nu știu care e ultima. Păi a avut accident... Și pune numele acolo. Și două picioare rupte, bazinul rupt, mașina fără mițată, este în comă la, la, urgență. Și auzi, a, păi încă n-a luat cât merită. Trebuia să moară. Poate că nu-și mai revine din comă, atunci ar fi bine să descopere gândul multor inimi. Când treci prin necaz, cel care ți-a zâmbit în față de multe ori și ți-a spus cuvinte de laudă și de tot felul de multe ori, abia atunci îi vezi fața. Pentru că atunci se-a întors spatele și a zis, așa meriți, așa ți se cuvine. Așa-ți trebuie. Așa meriți. Maria a pus la inimă pentru că se gândea, oare, oare cât durează până vine vremea aceea să fie pus în adevărate fâșii de pânză? Să-l văd eu pe Fiul lui Dumnezeu pe care mi l-a dat să-l nasc? Să-l văd mort? Dar cum de l-am pus eu în fâșii de pânză? Cum de nu mi-a rupt hainele puține care le am și să-l înfășor în hainele mele? La ce m-am gândit când l-am îmbrăcat în felul acesta și l-am pus în iesle? De acesta era semnul. Pentru că toți întreabă, dar ce semn, ce semn? Ăsta este semnul. Un copil nu este în iesle, este în casă. Și doi, nu este în fâșii de pânză. Nu este în haghiz, în diapere moderne, este îmbrăcat ca o mumie. Este gata să moară. Cum spuneam, toți ne naștem să trăim. Acest copil s-a născut să moară. Și oamenii aceștia, păstori aceștia, Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale oamenilor, lucrurile insuficiente. Dar Apostolul Pavel vorbind despre Harul, să zicem așa, că este un har, să vorbești despre Isus Hristos, să vorbești despre minunile Lui, să vorbești despre persoana Lui Isus Hristos. Apostolul Pavel spune, cine ne este îndeajuns? Cine este îndeajuns să vorbească despre lucrurile acestea? Cine? nimeni. Nu este om sub soare ca să poată să vorbească suficient de adecvat despre persoana Domnului Isus Hristos. Dar dacă suntem ca păstorii, simpli, însă ce ni se spune, punem la inimă și căutăm și verificăm și aplicăm practic că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Lucrul acesta, va sluji de influență și pentru cei de lângă noi și vei fi o mângâiere pentru familia care este în circumstanță. Maria a pus la inimă, a fost atinsă. Cred că după ce au plecat de acolo, au vorbit cu Iosif și a zis, ai auzit Iosif ce au spus păstorii ăștia? Ai auzit ce au spus îngerul? Că pruncul este în iesle unde mănâncă animalele? El va fi pâinea vieții, va trebui să-l mănânce credincioșii și este în fâșii de pânză. El este pregătit pentru moarte. Oare asta trebuie să facă Mesia? Nu ne scapă de jugul romanilor? Cred că au discutat până dimineață despre semnificația acestor cuvinte. Erau prea adânci. Au fost influențați de cuvântul pe care păstorii l-au adus. Și apoi, cel de-al patrulea aspect din viața acestor martori insuficienți pentru a vorbi despre Isus și totuși cu o putere extraordinară, pe lângă insignificația lor, pe lângă inteligența lor, pe lângă influența lor, este al patra dimensiune, închinarea lor. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce au și văzusere și care erau în tocmai cum li se spusese. Este versetul 20, ultimul verset pe care l-am citit în seara aceasta, la început. De aici vine cântarea care a fost prezentată de cor printre celelalte. Go, tell it in the mountains. Pe dealurile Betleemului oamenii aceștia s-au întors înapoi la turma lor. Dar nu s-au întors tăcând. S-au întors cântând. Și cred că au fieșit ieșit oameni în fața lor. și aveți de cântați când vă ia gura? S-a născut Mesia! Da, și vi s-a arătat vouă. Noi l-am văzut! Este într-o ieslă aici, în peștera unde se adună turma satului. Pentru că nimeni n-a vrut să-l primească în casă. Dar noi nu vrem să tăcem. Vrem să mergem și să spunem: Mesia s-a născut, Mesia a venit, cuvântul profetic s-a împlinit astăzi, aici, în cetatea lui David. Ni s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul, glorie lui. au mers închinându-se, au mers lăudând pe Domnul și cred că au făcut lucrul acesta pentru restul vieții. Pentru că au avut un har pe care nu l-au avut cărturare și farisei, cei înțelepți în felul viacului, nici mari preoți, nici irod măcar, cu curtea lui coruptă, au avut harul să audă cuvinte de la Dumnezeu prin înger și au avut harul să-L vadă pe Isus Hristos. Dacă Simeon, profetul bătrân care a luat pruncul în brață la templu, a zis, Doamne, mi-ai promis că nu mă duc în locuința morților până nu văd pe Mesia. L-am văzut. Acum slobozește-mă în pace. Lasă-mă să mă duc liniștit în groapă, în mormânt. Că de fapt mă duc la tine cred că și păstorii aceștia au zis, până coborâm în mormânt, vom spune la toți, Iisus Hristos este viu. El este Fiul lui Dumnezeu. Când ne-am dus și am vorbit ce ne-au revelat îngerii, nimeni n-a putut să conteste ce le-am spus noi. Toți s-au întors la Scriptură, au făcut referință la Scriptură, au comparat ce ne-au spus îngerii cu ce este scris deja. Așa poți să verifici adevărul dacă este demonică învățătura, dacă este firească, dacă Mesia acesta care apare pe internet este uh, Mesia sau este un impostor. Dar vă spun, vă spun uh, sincer, fără nicio problemă, este un impostor. Una dintre personalitățile cele mai celebre din uh, uh, Statele Unite a fost o cântăreață oarbă la sfârșitul secolului al XIX-lea. O cântăreață oarbă a scris multe cântări creștine pe care le cântăm și noi. Și într-o zi, în biografia ei se spune că, cred că dacă bine țin minte, relatarea în Chicago era în Chicago, la ceva eveniment religios, la evanghelizări, probabil de al lui Moody. Cineva a scos un oraș, deci oarbă complet și așa s-a născut și așa a murit oarbă, dar a iubit pe Domnul și a scris sute de cântări creștine mergând prin oraș, a auzit cântându-se. Și a întrebat pe cei care o duceau în oraș, cine cântă? E o mulțime de oameni care cântă, dar ce cântă? Este o persoană în mijlocul lor îmbrăcată ca Domnul Iisus Hristos și spune că ăsta este Mesia, a venit Iisus Hristos. Deci au apărut și în secolul trecut, că ăștia apar mereu. Deci nu-i criză. Și i-a zis, du în stradă, vreau să opresc alaiu și să vorbesc cu acest prefăcut Isus. A dus-o în stradă și a zis, vrem să se oprească alaiu. Femeia aceasta oarbă vrea să vorbească cu Mesia. Și a venit la ea și a zis, da, fiică, sunt aici, o pioșine din aia de... Nici raiul nu putea să-l țină cât era de sfânt. Și ea a zis, tu ești Mesia? Și a zis, da, eu sunt. Ești sigur? <laughs> da, sunt foarte sigur. Și a spus ea, eu sunt oarbă, eu nu te pot vedea, eu știu că Mesia este unul singur, cel despre care vorbește Biblia. Dă mâinile, te rog, că vreau să, vreau să te ating. Și el a dat mâinile și ea l-a atins și l-a căutat în palme și a zis, ești un nerușinat. Tu n-ai semnul cu în palmă. Ești un mincinos. Și s-a împrășteat alaiul. Simplu. Simplu. Isus Hristos este unul singur. Este cel despre care vorbește Sfânta Scriptură. Și dacă vrei să vorbești despre el, te duci la Scriptură. Și dacă cineva ți-a spus cu siguranță ce am văzut eu și am auzit, uite, este așa că așa s-a spus, compară și vezi cu ce a zis Scriptura. El a venit și nu trebuie să mai vină din nou. Ca să fie Mesia răscumpărătorul, pentru că El este deja răscumpărătorul. El vin, va veni din nou, vine a doua oară, dar vine în glorie, vine în măreție, vine în însoțit de biserică, însoțit de tine și de mine, dacă rămâne credincioși până la moarte. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, în această seară de ajun de Crăciun, de nașterea Mântuitorului, vă încurajez. Poate n-aveți însemnătatea marilor nume de astăzi. Să nu vă pierdeți inima și sufletul pentru aspectul acesta. Dacă aveți în inimă credința ca păstorii că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu născut din Fecioara Maria, aveți totul. Aveți tot ce vă trebuie. Pe voi Dumnezeu va alege să fiți martorii nașterii Lui și a învierii Lui într-o lume ca a noastră. De astfel de marturi are Dumnezeu nevoie, care sunt insignificanți în ochii oamenilor, dar sunt cu trecere în ochii lui Dumnezeu. Și ce vrei? Să fii lăudat de oameni, dar să nu fii acceptat înaintea lui Dumnezeu? Nu știi că ce este înălțat între oameni este o rușine înaintea lui Dumnezeu, o lepădătură înaintea lui Dumnezeu, dar fi practic. Folosește-ți inteligența să cercetezi scripturile, să verifici adevărul și apoi influențează și pe alții cu mărturia ta, cu viața ta, cu cuvântul pe care îl cunoști. Vestește cu putere. Spune fără să te rușinezi. Și dacă cineva în societatea contemporană unde corectitudinea politică este religia la zi, nu te lua după corectitudinea politică. Că ce legiferează oamenii împotriva lui Dumnezeu nu este curat și înaintea lui Dumnezeu. Și tu știi lucrul acesta. Deci nici nu-ți mai pune întrebarea este uh, bine, frate, să, uh, să căsătorească doi bărbați? Este bine să căsătorească două femei? Nu-i bine. E o înaintea Domnului. Spune-le-o direct. Pentru că totul trebuie să fie după această carte. Și apoi nu uita, ceea ce așteaptă Domnul de la tine și de la mine este, așa cum vă spuneam și în ultimul mesaj aici la Biserică, este Psalmul 45, versetul 10 și 11 dacă îl puneți din nou pe ecran, așa au făcut păstorii, psalmul 45, versetul 10 și 11. Ascultă, fică, vezi și pleacă-ți ascultă, fiule, uită pe poporul tău și casa tatălui tău, nu că să-i uiți, să-i neglijezi, iubește-i mai departe, dacă îți dă mâna, cumpără-le un Mercedes, că este bine, nici o problemă. Dar nu te lua după poveștile lor când ți spun ne-ai făcut neamul de rușine că te-ai pocăit. Stai pocăit. Stai pocăit. Și atunci împăratul îți va pofti frumusețea. Și uitați cum se conclude. Și fiindcă este domnul tău, adui închinăciunile tale. Dacă știi să cânți cântă. De-aia spune închinăciunile. Dacă știi să te rogi, roagă-te. Dacă știi să citești, și acum știți că toată lumea știe, deschide cuvântul lui Dumnezeu. Dacă știi să dăruiești celui sărac, deschide-ți mâna. Dar întâi deschide-ți inima. Dacă știi că astăzi este serviciu divin, caută casa lui Dumnezeu. Dacă știi că este un om necăjit, caută-l pe necăjit. Caută-l pe cel asuprit. Caută-l pe cel singur. Și fii o pricină de influență pozitivă, de mângâiere. Și mărturia ta sau a mea, ca a păstorilor, va fi mărturia care va rămânea înaintea lui Dumnezeu. Mărturia păstorilor a rămas în Scriptură și a rămas înaintea lui Dumnezeu. Mărturia ta și a mea poate să rămână înaintea lui Dumnezeu și să rămână o mărturie pozitivă. Amin.